Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea efectiv ce vrea să vă transmită persoana iubită. Vom avea doar două variante de această dată, varianta 1 și varianta 2. Am să vă rog să alegeți una din ele, iar eu voi începe cu varianta numărul 1. Să vedem! Bun. În primul rând, în conexiunea voastră cu această persoană, aș vrea să zic că a fost destul de multă decepție. Această persoană va decepționa destul de mult. V-a băgat ca într-un fel de bulă unde nu va a să-i vedeți adevărata natură, nu va a să-i vedeți cu totul adevărata viață. Va a selectat foarte bine ceea ce v-a arătat, uh, iar voi nu ați putut să vedeți această persoană în întregimea ei, însă este, foarte curând veți începe să vă vedeți cu această persoană două secunde numai pentru a stabili dacă sunteți în separare sau nu Bun, deci această persoană, sincer pentru majoritatea aici, aș simți că sunteți într-o separare. Foarte curând veți primi un mesaj din partea acestei persoane, uh, însă problema este că persoana în momentul în care vine către voi nu este mai matură, nu este mai uh, calmă, mai liniștită, nu este în acea energie pe care voi vă doriți să o aveți pentru o relație stabilă. Această persoană revine cu vechile obiceiuri, revine cu vechile comportamente, motivul pentru care V-ați despărțit data trecută, o să fie și motivul pentru care vă separați de data aceasta. Um, problema este că persoana este, tot este adusă de o putere superioară în viața voastră, însă problema este că nici dumneavoastră, nici persoana voastră nu prea vă învățați lecțiile. Problema este că voi uh, tot repetați aceleași greșeli și sperați ca rezultatul să fie diferit. Nu are rost să încercați chestia asta, ați văzut odată că nu mergeți văzut de două ori, că nu merge, dar este momentul să schimbați ceva. Aici poate să fie pur și simplu faptul că voi căutați să, cum să zic, să proiectați nevoia de iubire pe care ați avut-o în copilărie de la un părinte, o proiectați pe această persoană și vă așteptați ca această persoană să fie acolo pentru voi cum trebuiau să fie părinți. În timp ce această persoană a avut o copilărie mai dificilă uh, decât voi, un pic, în sensul în care această persoană. Uh, a văzut tot felul de dinamici foarte toxice, mai toxice decât ați văzut voi în legătură cu familia și atunci nu mai are încredere în uh, stabilitatea unei familii, însă totodată aș putea spune că această persoană uh, folosește această iluzie pentru a vă ține pe voi prinși în capcana sa. Uh, aici puteți avea de a face cu o persoană cu tip de atașament evitant, uh, cu tendințe narcisiste. Uh, este genul de persoană care poate avea uh, tendința să poarte o altă mască cu fiecare persoană în sensul în care um, cu prietenii se poartă când este în jurul prietenilor se poartă cu voi diferit, când este uh, în jurul familiei se poartă cu voi diferit, când este singur cu voi se poartă cu voi diferit. Această persoană este foarte ușor influențabilă de alte persoane. Și această persoană Destul de greu își găsește propriile cuvinte. De cele mai multe ori apelează la celelalte persoane să o ghideze. Această persoană își lasă viața controlată de alte persoane. Fie că este uh, o figură feminină, maternă pentru această persoană sau uh, că este vorba de prieteni, această persoană se lasă în permanență influențată. Această persoană vrea să vă transmită faptul că a avut nevoie să ia și va mai avea nevoie să-și ia timp de unul singur sau de una singură pentru că lucrurile în viața sa nu sunt tocmai ușoare, are, are niște planuri foarte mari, are niște visuri destul de mărețe, însă tot tinde să greșească în ceea ce privește deciziile pe care trebuie să le ia de zi cu zi este genul de persoană care de exemplu să zicem vrea să facă parte din acea comunitate care se trezește la 4 la 5 dimineața însă în fiecare seară are obiceiuri care uh, îl încurcă să-și obțină scopurile este genul de persoană autosabotoare această persoană, deși are visurile mari pe care le are, nu știe să acționeze către acestea, nu ia deciziile cele mai bune pentru a le obține și atunci își pune cumva niște piedici pentru că perspectiva sa ar fi că nu poate să aibă o situație stabilă cu cineva până la vârsta de nu știu 30-30 și ceva de ani, sau nu poate avea o relație cu cineva până ce nu obține anumite lucruri în viața sa personală. Ori lucrurile nu sunt întotdeauna așa bătute în cuie în realitate, însă această persoană, din cauza faptului că nu știe să-și gestioneze anumite situații, nu se lasă nici măcar să exploreze cu voi pe deplin această relație și o ia mai mult ca pe o joacă. În momentul în care lucrurile par să devină mai serioase între voi, această persoană pur și simplu dispare. Problema este că o văd să dispară cu niște cuvinte destul de grele, cu niște uh, vorbe ne la locul lor, cu niște lucruri de acest gen, cu conflicte destul de mari. Încercați să înțelegeți felul în care acționează această persoană. Uh, foarte mult din această persoană nu. Deci, voi puteți simți această persoană la un nivel destul de profund, fără să fie nevoie de cuvinte. Problema este că în ceea ce privește comportamentul, nu cunoașteți această persoană efectiv deloc, pentru că această persoană se lasă ghidată întotdeauna de alte persoane. Voi o cunoașteți la nivel profund, pentru că este posibil să fie o conexiune din vieți anterioare, dar persoana nu se deschide față de voi, nu are curaj să fie vulnerabilă față de voi, nu are curaj să fie ea însăși, nu are curaj să uh, o lăsați să vă lase să o cunoașteți așa cum este ea, uh, pentru că este nesigură. Deși sentimente ar fi din partea acestei persoane, cel puțin la nivelul de pasiune, cu siguranță este. Vorba de niște sentimente problema cu această persoană este doar că este foarte imatură și că se lasă ghidată și atunci foarte mult se amețește. Se amețește pentru a nu fi în raport cu sentimentele sale. Pentru această persoană, din cauza copilăriei, sentimentele înseamnă durere, sentimentele înseamnă suferință și atunci încearcă să blocheze prin tot felul de metode aceste lucruri, astfel încât să încerce să se mențină în siguranță. Încercați să nu luați personal ceea ce face această persoană, pentru că nu are ceva neapărat cu voi, ci pur și simplu are nevoie de timp să se confrunte cu proprii demoni. Și cam asta e tot ce ar vrea să vă transmită această persoană. Uh -huh. și pentru al doilea uh, nu pentru al pachet, pentru o doua variantă mai corect Bun, aici să avea un pic alt scenariu în sensul în care aici pe voi vă văd persoane destul de posesive, destul de geloase, uh, iar persoana voastră de cele mai multe ori se simte blocată de acest comportament al vostru în sensul în care Pasiunea față de voi cu siguranță este acolo, persoana se imaginează, se gândește la un viitor alături de voi, se gândește că voi uh, sunteți persoana aleasă, voi sunteți cei meniți să fie în viața lor, dar problema este că nu reușește să vă arate lucrurile din altă perspectivă, din perspectiva sa proprie. Această persoană încearcă să vă învețe să vedeți lucrurile un pic mai ușor, nu într-un sens negativ, nu într-un sens de... Uh, relații ciudate, ci mai degrabă dintr-un dintr-o perspectivă în care sunteți mai eliberați, nu încercați să trageți de o relație, acceptați lucrurile așa cum vin și oferiți libertate. Acum să nu, ne, să nu înțelegem libertate în sens, nu știu, ceva orbește, nu înseamnă... Bine, pentru unii poate să fie vorba chiar de relații deschise, dar nu pentru alt, nu pentru toată lumea poate fi vorba de asta. însă oricum există o diferență în care o diferență de perspective destul de mare în sensul în care această persoană este mult mai lejeră, mult mai confortabilă, este genul de persoană care socializează foarte mult, îi place foarte mult viața socială, este genul de persoană care participă la diferite evenimente, îi place să fie în centrul atenției, nu într-un sens negativ din nou, Um, însă voi aveți tendința să vă asumați întotdeauna ce, care este cel mai mare rău posibil și gata pe ăla luați drept fiind adevărat viața nu este întotdeauna așa și această persoană practic asta încearcă să vă zică um, dacă sunteți într-o separare cu această persoană cu siguranță va exista o împăcare însă această persoană caută să vă extindă cumva orizonturile această persoană este dornică de a avea un angajament mai mare față de voi. Pentru unii, um, la aproximativ 3 luni de la care va exista și o logornă. Bun. O să vedem ce mai zic cărțile. Această persoană e loială. Problema este că voi nu... cum să zic... Voi, din cauza situațiilor avute în trecut, puneți întotdeauna răul cel mai mare și luați de bun. Un pic mai ușor, că speriați această persoană uneori. Așa. Uh, voi sunteți persoane binecuvântate. Voi sunteți uh, cu această persoană într-o relație de tip suflete perechi. această persoană este dornică să rămână în viața voastră, această persoană um, nu fuge nicăieri, această persoană este acolo pentru voi și cu siguranță voi dețineți cheia inimii acestei persoane. Să luăm și tarotul să vedem ce mi se spune. Va fi un nou început între voi. Și va fi destul de frumos, veți putea um, atrage foarte multă abundență împreună ca și cuplu. Uh, singura chestie este că trebuie să vă dați din când în când libertatea uh, ca el să. sau ea persoana cealaltă să socializeze mai mult, iar voi să vă reușiți să vă păstrați acel spațiu de independență și de, singur, de solitudine, singurătate, uh, fără să vă fie amenințat, fără să vă simțiți cum că ar fi amenințat locul vostru în viața acestei persoane. Această relație are. Um, posibilitatea foarte mult să avanseze și să fie pe viață, doar că depinde foarte mult de voi, de cum știți să gestionați aceste diferențe și de uh, ce aveți de gând să acceptați și ce aveți de gând să nu acceptați în legătură cu relația cu partenerul. Dacă voi vă puneți limite stabile, clare, frumoase, de la început și să fie ok pentru ambii, atunci uh aici nu trebuie să vă mai faceți griji cu alte persoane, nu trebuie să vă mai stresați că, nu știu, vor mai fi nu știu câți parteneri pentru că această persoană se va logodi și se va căsători cu voi. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă etalarea și să ne revedem cât mai curând. La revedere!